Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al lunii septembrie, în cadrul cărei au fost discutate trei puncte importante de pe ordinea de zi, printre care și raportul activității Direcției Județene pentru Cultură Mehedinți, în domeniul patrimoniului cultural național în anul 2023. Avem trei puncte pe ordinea de zi și cu voia dumneavoastră și supun atenției dumneavoastră și votului dumneavoastră permisiunea de a introduce pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în planul de guvernare 2023-2024. Deci, acum aș dori ca să supunem la vot introducerea pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Sunt abțineri? Nu. Deci, permisiunea de a o include pe ordinea de zi a fost aprobată și vă rog să o consemnați. Ședințele prefecturale au ca scop armonizarea activității serviciilor publice din județul Mehedinți. Astfel, în cadrul ședinței de Colegiu Prefectural al lunii septembrie au fost discutate trei subiecte importante, printre care și activitățile de avizare conform legii numărul 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice republicată. Majoritatea activităților instituției sunt centrate pe zona monumentelor istorice și de altfel, pe zonele de protecție ale acestora. Prin monument istoric putem înțelege clădiri, situri arheologice, monumente de for public sau monumente comemorative. Există o serie de obiective din județul Mehedinți, din categoria siturilor, care sunt prinse în repertoriul arheologic național. Din activitățile specifice derulate în anul 2023 pe zona de arheologie, aș vrea să punctez câteva aspecte. La finalul anului 2022, potrivit repertoriului arheologic național, existau în baza de date înregistrate 227 de situri. În acest moment avem 251 de situri arheologice, ca urmare unor activități de evaluare de teren, diagnostic arheologic sau reactualizarea planurilor urbanistice a unor localități. De asemenea, în cadrul ședinței au fost discutate informații privind desfășurarea și informarea privind evoluția migrației ilegale la nivelul județului Mehedinți. Execută acțiuni proprii pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale și infractorității transfrontaliere. Organizează și efectuează supravegherea și controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea și combaterea migrației ilegale și a formelor specifice criminalității transfrontaliere, contrabandei și a braconajului cinegetic și piscicol, precum și respectarea regimului juridic al frontierei de stat și a dreptului statului român în zona de competență pe apă. La nivelul poliției de frontieră din județul Mehedinți, lucrătorii au în atenție îndeplinirea atribuțiilor, conferite legislația națională în vigoare și cea comunitară, optimizarea supravegherii și controlului la trecerea frontierei, combaterea eficientă a migrației și infracționalității transfrontaliere, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, asigurarea unor servicii de bună calitate în ceea ce privește controlul trecerii frontiere pentru toți participanții la trafic, indiferent de naționalitate, origine, sex sau religie. Începând cu anul 2023 și până în prezent, presiunea migraționistă a cunoscut o scădere semnificativă la frontiera fluvială din județul Mehedinți, astfel că la nivelul județului a fost înregistrate un număr de 5 evenimente de trecere ilegală a frontierei de stat, cu 70 de persoane, diferite cetățenii, cele mai întâlnite fiind din Siria și Irak, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost înregistrate 11 evenimente de trecere ilegală a frontierei, cu 92 de persoane. De asemenea, Siria, persoane provenite din Siria, Afganistan, Irak și Somalia. Ca și mod de operare, dacă în cursul anului 2022, migranții foloseau bărci pneumatice cu motor electric pentru a nu fi auziți de posturile și patrulele poliției de frontieră, în anul 2023, de la începutul anului, aceștia nu mai folosesc cu totalitate acest mod, întrucât în zona noastră riscul de NEC este foarte mare, iar măsurile luate de către poliția de frontieră s-au diversificat în vederea prevenirii acestor treceri ilegale, astfel că aceștia intră legal în România în baza unui permis de muncă sau viză, se deplasează spre vestul țării și încearcă să treacă ilegal frontiera, apărând astfel o migrație secundară la frontiera de vest a
României. În toate cazurile, atât cei care intră fraudulos prin trecerea fluviului din Serbia România, cât și cei care intră legal pe teritoriul României în baza unui permis de muncă sau de ședere, se deplasează către vestul țării, respectiv către vestul Europei. Începând cu data de 24 ianuarie 2023, în zona de responsabilitate a județului Mehedinț, la frontiera fluvială cu Serbia, să avem în derulare operațiunea Terra 2023, acțiune care vizează prevenirea și combaterea migrației ilegale pe acest segment de frontieră externă a Uniunii Europene. Totodată, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural al lunii septembrie, a mai fost discutat și al treilea subiect de o foarte mare importanță, privind implicarea Secției de Drumuri Naționale Drobeta-Turnu Severin în administrația și întreținerea rețelelor rutiere în județul Mehedinț. Serviciul de informare meteorutieră permanent, începând cu luna aprilie 2023, a fost demarat programul de punere în ordine a drumului național pentru sezonul estival, urgența 1 și urgența 2, cu următoarele lucrări executate: reparații asfaltice și plombări de gropi în suprafață de 420 metri pătrați, asigurarea scurgerilor apelor prin efectuarea de curăție și de colmatări de șanțuri și rigole, completarea sau înlocuirea cu indicatoare rutiere noi a semnalizării verticale, înlocuirea parapetului metalic deteriorat în unor evenimente rutiere și completarea unde este cazul, igienizarea zonului drumurilor și a locului de parcare, cosirea vegetației în zona drumurilor cu cosituri mecanice. Prefectul județului Mehedinț, Alin Isuf, un om implicat în comunitate, a ascultat raporturile de activitate și acolo unde a fost cazul, a adresat întrebări suplimentare pentru a simplifica informațiile pentru cetățeni. Buna colaborare dintre instituții este necesară, totul pentru a avea o societate prosperă.